Vă salut, dragilor! Astăzi veți vedea un vlog simplu, fără prea multă acțiune, așa cum v-am obișnuit, pentru că astăzi vreau să răspund multor întrebări pe care le primesc deseori de la domnișoare și doamne pe Facebook, pe Instagram și în comentariile de pe YouTube, și anume, cum mă machiez, care este rutina mea zilnică, ce produse folosesc și așa mai departe. Sper să vă placă acest video și să-i dăm drumul! Machiată? Machită! Nemachiată! Așadar, dragilor, cum ajung de aici, aici? Păi, foarte simplu și foarte repede. Primul pas este să mă hidratez. Și întotdeauna folosesc o cremă cu factor de protecție. Neapărat! Cu cât mai mare, cu atât mai bine. Zilele acestea folosesc Gino cu factor de protecție 30. Dar mai am o variantă de la Aven cu factor de protecție 50 și îmi place pentru că această cremă pentru că este colorată. De exemplu, mă dau pe față cu Kino și pe gât cu aceasta de la Aven, care este colorată. Este așa ca un fond de ten. Și atenție, întotdeauna mă dau în sus. Pentru că, din cauza gravitației, totul cade, tot cade. Deci trebuie să avem foarte mare grijă cu mișcări circulare să ne dăm în sus și niciodată în jos. Așa, am hidratat și gâtul. Mai trebuie și pe aici să hidratăm. Acum trebuie să hidratăm ochii. Și folosesc o cremă de la Academy, pentru că îmi place foarte tare. De asemenea, pentru că este colorată. Este iluminator cu contur tratament de ochi. Și acoperă aproape ca un fond de ten foarte light. Aproape că a acoperit tot. Mai departe, fondul de ten. Folosesc Chanel Vita Lumiere, pentru că este foarte, foarte light. Nu încarcă deloc. Adică nu este o mare diferență între partea asta cu fondul de ten și partea asta fără. Și folosesc burețel. Înainte mă făceam cu degetele, dar make-up artistul meu, Diana Ionescu, m-a convins și m-a învățat să fac cu burețel. Și într-adevăr se așează mult mai bine cu burețelul. Îmi acopăr conturul buzelor, deoarece sunt tatuate. Acopăr tatuaje pentru că vreau să-mi dau un alt contur de buze. Dau un pic și pe gât și ar trebui să dau și pe aici. Să acopăr toate venele astea, dar nu stau să le acopăr de fiecare dată. Așadar, neapărat cu factor de protecție, pentru că avem un capital de piele care în timp se duce. Nu evoluăm, ci involuăm cu vârsta și e musai să fie factor de protecție. Vreau să-mi fac conturul buzelor, să scap de imaginea asta așa de Joker jumijuma și folosesc un contur de la Dior. Da, mă dau peste, știu că mă dau peste cu contur, știu. Mai am domnișoare care îmi scriu, de ce te dai peste cu conturul? Pentru că n-am buze și trebuie să mi le desenez. Ca ruj, folosesc un L'Oreal foarte natural. Și acum să trecem la ochi. La ochi folosesc Make Up For Ever, dar am o paletă și de la Sephora. Și mai întâi dau un fard care se aseamănă cu pudră. Pentru că distanța de aici este destul de mare, eu am nevoie să creez o mică umbră aici. Dacă nu aș avea umbră și aș avea doar fard aici și tuș, s-ar vedea foarte ciudat. Și folosesc un maro foarte light. Și pe ploapă pun un pic de auriu. Iar în colțul ploapei pun mai închis. Ia priviți în ce recipient îmi țin pensulele. În Bumblebee. I love Bumblebee. Să mă dau cu tuș. Folosesc un tuș cu peniță. Nu pot să folosesc cu pensulă. Mă încurcă. Și să facem codița de tuș. Parte folosesc un rimel de la Bourjois. Încă un rimel, nu știu de la ce este. Ca anticearcăn folosesc Full Cover de la Make Up For Ever. Mi se pare cel mai bun. Îl folosesc de
ani de zile, pun destul de puțin, acoperă foarte bine. Acum, pudra. Neapărat să acoperim venele astea de aici, pentru că dacă nu le acoperim, se umflă atunci când mă enervez. Dansatoarele știu, la concerte când văd că s-a umflat vena, fugiți, fugiți, s-a umflat vena, fugiți! Eu la fugă. Un pic de contouring, un pic așa. Pentru sprâncene folosesc Anastasia Soare Beverly Hills. Sprâncenele le-am făcut deja. Cam așa arată machiajul meu zilnic. Mai nou mă machiez așa și la emisiunile TV, acolo unde merg să cânt. Am renunțat să mai pun foarte mult machiaj, mai ales gene false, pentru că nu mai există gene false de foarte mult timp, deoarece puneau ani pe mine. Toate emisiunile la care mă vedeți cântând, mă machiez singurică, cam așa. Doar la Te Cunosc de Undeva și la Ședințe Foto și la videoclipuri apelez la make-up artistul meu, Diana Ionescu. Și cred că era firesc ca în ani și ani de zile să învăț oarecum să mă machiez bine eu și să văd și să știu cum stă bine. Noaptea mă hidratez, e foarte important noaptea să mă hidratez cu niște creme foarte bune și folosesc Kinop. Dar la fel de bine mi-a prit Lancome, ani de zile am folosit Lancome, gama primordial și apoi de hidratare. La un moment dat am folosit și Nivea, deci depinde de ce vă priește și cum vă simțiți cu brandurile respective. Ca și demachiant folosesc Vichy în două faze, nu-mi place să mă dau cu o cremă demachiant. Ca și tonic, după demachiere folosesc tot ăsta, dar e foarte bun și acesta de la Gerovital. Aveți fel și fel de opțiuni. Am uitat să vă spun de primer. Când am emisiuni TV, într-adevăr folosesc primerul ca să stea machiajul mai mult, dar zilnic nu-l folosesc pentru că nu are sens, îl folosesc doar la emisiuni. M-a întrebat cineva ce parfum folosesc și îmi plac acestea. Armani Cod, Dior, J'adore și tot de la Armani Emporio. Acestea sunt parfumurile mele preferate și mai am unul de la Bourjois pe care nu l-am zilele acestea. Acum, să trecem la păr. La păr nu prea îmi fac mare lucru. Un pic așa. Ia. Capul jos. Mâine. Un pic de volum, nu foarte mult. Și gata, pot să ies din casă. Să mă duc la repetiții, să mă duc la canto, să mă duc la tot felul de treburi administrative. Dacă aș merge la o emisiune, m-aș coafa puțin mai mult. Mi-aș mai pune probabil niște extensii, dar așa, everyday, este foarte bine. Cam așa, dragii mei, aceasta este rutina mea zilnică. Așa mă pregătesc eu ca să ies din casă. Sper că v-a plăcut și aștept comentariile voastre. Ce vreți să vă mai arăt? Ce să vă mai spun? Așa că aștept întrebările voastre și în comentarii și pe comunitate. Vă pup dulce și ne vedem data viitoare! Mua!